Cu șordan. Mai cum v-am să-l calmez pe Nicușor, că nu mai vrea să-l calmezi. Andrei, du-te mânghel un pic pe Nicușor. Ce să fac? Să-l mânghel pe Nicușor. Mânghel un pic pe Nicușor. Am auzit eu bine sau ai crescut grad? Da, am crescut. Da, a plecat Nicușor. Mi-a ajuns și mi-a o papagal de acolo și mi-a zis că ai devenit și tu mare. Ce este, lucrează în departamentul șerifilor? Noi în Valentine ne-au mințit șerii, am venit în coace, că nu știu ce, că avem fete, mă duc acolo, pustiu. Păi au venit acum o săptămână și au zis că timpul ăla să ajungi o fată. De o săptămână caut. Eu cred că ar trebui să facem o vorbă așa, să vorbim cu toate departamentele, ca toate domnișoarele să fie împărțite în mod egal în toate orașele. Pentru că normal, bre. Și eu vreau să mă însor, nu numai ăștia din Blackwater. Toți ăștia din Blackwater, asta, să mă însor și eu, bre. Păi de ce? Cum de ce? Nu vreți să-i pac o stea la casa ta. E, lasă, domn. Nu dumneavoastră sunteți însorți. Păi nu. Păi nu știți că ce frumos e. Din Blackwater. Hai, bre, lasă așa, îți iei probleme la casa ma tale. Un problem, eu nu cred în aceste vorbe. Eu cred că un bărbat singur e un bărbat incomplet. Ei. Abia după ce alături de... Deci să vă imaginați un bărbat singur, e ca o casă din aceea, simplă așa, o casă așa, da. Dar când vine femeia în casă, casa aia înflorește, are flori pe-n fața ei. Înăuntru, perdelele sunt curate, sunt trase frumos, geamurile curate. E o căldură acolo în casă, deci mai ți-e dragul să intri în ea în fiecare zi. Îmi imaginez. Păi. Da, ai auzit, nu? După... Atâtea ore de muncă, ma tale, vine ca să ruptă în gură, arunci bucata aceea pe acolo și așa și vine femeia și dă cu foada de la mână după ceapă. Nu, e că femeia mea, nu? Cum mi-aș dori eu să fie când ajung acasă, îmi dă pantalonii jos și... Da, eu bat nuticul. Tu că știi mai bine că... Ce tu aveai bărbatul polițai? Am plecat acasă. Ce bărbatul polițai? A fost măritată? Ați fost măritată, doamnă? A fost o greșeală, ok? Sunteți cumva și născătoare? Sunteți cumva născătoare? Nu. Ah, atunci e bine. Adică nu a fost o greșeală așa mare. E să spune îmblânzitor de șerif. Aoleu. E, dacă ăsta fi ser... Pe bune. Dar cu ce șerif ați îmblânzit? A? Ce șerif ați îmblânzit? Nu mai zic. Bună dimineața! Nu, dumneavoastră sunteți o dimineață superbă. Vai, mulțumesc! Cu la fel ca și dumneavoastră! Mulțumesc la fel! Perfect! A venit cu... Ce șerif am blânzit? Poftiți aici, în grup, domnilor, dacă vreți să stați cu noi la discuție. Nu aveam treabă cu domnul Fabio, dacă... Cine era Cristina? Era Ciung. Da, sigur, cum să nu? Cine? Ce era? Ciung? Sărmale. De ce le rimerea sau ce? Sărmale, mă? N-avea schimțul. Scuze-mă. Cine era Sărmale? Cine era Sărmale? Sărmale, așa. Sărmale, nu știu. Sale sau Sărmale? Ne-am înțeles. Sărmale. Mă angajă la mine. Dă-le de pop. E angajat la mine acum? Mamă, înseamnă că l-o îmblânzi bine, de s-o dus și s-o... Ai înțeles, nu? La mine sau la primărie? E angajat primărie, dar lucrează la mine. Am înțeles. Deci, domnișoară, chiar să îmblânzi bine de tot. Nu. La, da. L-a făcut din adjunct. Nu-i la viață. Eu dacă... De la șerif adjunct, a ajuns să muncească la... Eu dacă aș fi șerif, aș încerca.
Da. Aș încerca dragostea mea, da. Fabio, da. Ok. Asta cu numele. Da. Problema ta. O să rezolvăm, dar cred că după sau mâine. E ok? Ok, ok. Da, nu e problemă. Oricum, eu până încă vreo 5 de acum încolo, mai sunt. Cine se mărită? Cred că domnul Ișoară de aici. Cu care să aduci un părinte cu tine ceva? Care să recunoască, să te recunoască? Da, cum să nu, ce nu. Da. Ok, vii cu el mâine, da? E vărm. E perfect. Uite-l aici. Cum să trăiți, trăiți? Opa! Uite, ăsta e vărm, vărle, vină să faci. Domnule Capal? Sau ofițer? Cu mine vorbiți? Cu domnul cu mustață, da, fără piu. E puțin mai rău, vărm. Da. Spune-ți, vă rog. De ce nu vă respectați diviza? Te? De ce nu vă respectați uniforma? Cum să nu respect? Păi, nu-i completă, zic eu. E completă? Nu e. De ce zâmbă voastră? Păi am pierdut-o pe câmp. Păi și sunteți obligați să țineți mereu. Domnul, sunteți șerif? Ți se pare că dacă pun asta e mai ok? Nu, aveți în dotare. Ce sunteți dumneavoastră, domnule? Gigi sunt. Ok, sergent Cătescu, secția obligată. Deci, secția ți-a părțineți voastră? Din Valentine. Am înțeles, ok. Da, vorle, unde ești? Ce s-a întâmplat? Uite-s aici, tu poți lui domnul aici, lui domnul Vice. Doamne ferește, ce domnule, scuzați? Ce anume? Doamne ferește, vă referiți la mine? Cum am atras atenția la uniformă? Nu. Primă, da, mă, Gigi, mă, direct, ia-te pe lângură. Da, Iancule. Bun, ia te vii cu vărătă mâine, că atenție că e vărătă, da? Da. Ne vedem după furtuna să dau ora. Okay. Vii cu vărătă mâine și rezolvăm și asta, da? Cu ce? Oh, am înțeles. Mai are nevoie de un număr în familie. Am înțeles, am înțeles. Să rezolvăm problema. Da, dacă ar fi să rezolv și eu, ar fi ok. Aceeași problemă. Lili, rezolvăm după furtună, da? După furtună, mâine atunci după furtună. Bine, domnul Fabian, când ne vedem mâine atunci. Bine, bine. Stai sănătate. Hai să spargă așa băieții. Da, da. De Valentine, vă pup. Să trăiți, să trăiți. Să trăiți, să trăiți, domnul. Sănătate multă și ne vedem. Sigur că da. Sănătate, domnul Vici. Sper într-o bună zi să candidați ca și primar. Domnișor, dacă o să ajung vreodată șerif, o să vreau să încercăm o dată să vedem dacă putem reuși. Dar ce vrei, dacă nu-i șerif, nu merge sau ce? Ce să încercați? Să ne testăm dragostea, dacă e compatibilă. Nu. Păi de ce, domnul, nu avea? Sunteți împreună cu doamna? Papagal, dacă... Da. Îmi cer scuze atunci, n-am știut, domnul Vici, îmi cer scuze. Doamnă, eu sunt caporal, dacă vreți mi-mi dați papagalul. Ieză papagalul, bă! Fiți papagalul ăla, dacă l-am eu... Noi vă gândim de prieteni și ce ăsta vrea papagal. Eu n-am văzut niciodată un papagal cu un papagal pe el. Mai era așa ceva. Dar te-ai mai văzut un măgar pe el? Dați papagalul, domnule. Hai să mergem, domnilor. Să trăiți, să rămână domnișoară, să trăiți, domnul Vicer. La revedere. Să papagalul, doamne aștept. Salut. Panaramu. Ce transpirat era ăla, mă. Uite cât te așteaptă. Hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici, te-a gândit. Dom-dom să înălțăm, dom-dom să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom-dom să înălțăm. Ia să-i facem o perchisie la ăsta. Acasă, dom-dom să înălțăm. Băi, ăsta. Percheziționează-l, mă, dacă vrei. Uite-l pe la cine urmărește fraierul, vedeți în spate? Hai să-l facem, să ne pișăm pe el. Vrei să-l luăm, să-i facem ceva? M-ai auzit? Da, zi acum. Stai așa, nu mai vorbi tare. Hai să-l iei nama. Hai să-l să vină după ne. Hai să ne oprim, hai că nu mă obțin. Hai, băiată la ceartă, băiată la... Ia. Uite-l pe ăla ce lup mare are Gigi, ia uite-l. Hai la el. Bre, ce lup frumos ai, bre. Da, bre.
Cât crezi, cât durează să crească asta? Cât durează să-l creșteți mare așa? Să-l are mai mare calm eu. Da, și mă, că n-au ce zice. Îți scuze că sunt spațiu la matale. Stai liniștit. Nu durează. Bre, am o întrebare, bre. Spune-mi. Ești cumva indian sau cum ai făcut rost de el? Tata, am fost indian, nu mai simt. Am mandat și cu Dumnezeu. A rămas la tine cu oameni. Băi, da, ce frumos e, bre. Că vreau și eu vreau unul și nu, uite, nu mai fac rost. E frumos tare, sincer. Îmi spune frumos. Chestia e că când vrei loc, trebuie să fii în parteneria cu ei. Și trebuie să ai ceva, gen, trebuie să fii ceva mare aici pe ora aici. Sunt mare, uite-te la mine. Mareșal, șerif. Deci nu poți să aibă oricine cum ar veni. Exact, da, nu de la oricine, dar vor un pac. Hai, ne vedem, ne auzim după furtună. Exact, hai, vă pup. Să tăiți. Tati. Ia, bă, tati, mănâncă cioara asta, bă. Cioară. Cioară. Ce că e mănâncă cioara? Tati. Cioară albă, bă. Tati. Vulturul cioară. De unde? Hai pe la secție, să ne nervăm pe ăla. Hai. Mă lăsăm, domnul. Să trăiți, domnul, sau puteți să veniți cu noi. Iar cu vulturul ăsta în față, uite pe ăla așa la. N-ai curaj. N-am curaj. Bă, dar unde pot să-mi lași eu lucrurile, mă, că la mine le confiscă sau n-are voie? Bă, le confiscă. Cum e lumea aici? Le confiscă? Am un repeater de ăla sau ce-o fi el. Ia uite, bă, am aprins becul. De metal. Da, mă. I-am dat o idee. Mă sperie de metal, bă. Pă, tine și cioca te sperie. Nu mă iau de domnul de lângă mine, că pe iar zice că mă reclamă că nu știu ce. Ce pusălău ești. Fătălău. Poate vrei să-ți dau cu cioara pe față. Fătălău. Fătălău. Bă, dacă dai cu lasă o ata, srebe. Fătălău. Crezi că n-am repeater de ăla? Caporalul turcu. Mie nu mai să cred că este caporal și nu știe să prezinte o legitimație. Îți dai seama cât de nu, băi. Și e caporal, înțelegi? E mai mare decât voi? Dacă vorbim cu domn șerif, să-l ajute puțin. E mai mare decât voi? Nu. Lasă-l. Cam intrat cam aproape. Uite, ăla. Ce spui? Ăla-i? Asta e mareșel ceva. Asta e mareșel. Hai, băier. Te-a după muieri. Toată viața a fost după muieri. Vezi că e căsătorit, nebună. Ce faceți aici? Să trăiți. Să trăiți. Da? Tu sunteți din Valentine? Da. Ia urs. Și? Cu ce gânduri pe la? Am scos vulturul la plimbare. Vulturul? Care e? Da, cu el. Da. Uite-l bine aici. A, cu e, nu că... Ia meu. Bravo, Didi, bine. am fost în și o ceară. Am toată mea cu ceară, am zis, bă, dar ce ia? De acolo din Roță? Da. E numai acolo se vinde, nu? Da, la magazin în general. Să mă dau și eu cu ceară? Tu trebuie să te dai cu îngrășământ. Pescare aici, la magazin. Domnul, dar domnul de aici, în albastru, ce este? Că vă care insignă. Nu, e din ăsta, de compostează bilete, cum ești. Am înțeles. Da. E pe tramvai. Nu e tramvai, e pe tramvai, ca să nu mă înțelegi greșit. Dacă mă vedeți și pe mine vreodată, să nu îmi luați bilet. Probleme, moldoveni urlă de fiecare dată. Păi de la sunetul ăla de la tramvai, de să face gălăgie și... Da, ca și bunic mi-a surd. El nu știe să vorbească ca tot omul normal, el trebuie să urle, știi? Păi dacă mă imbiți, brea, așa de dimineață. Și bunic mi-a la fel. Să urlă la ea, ea urlă la mine. Are aparat de compostat bilete, ce trebuie. Nu, domnul, serios, că nu știu. Nu de alta, dar eu îl înțeleg pe domnul, că văd că e aici la secție, dar nu înțeleg de ce prostul ăsta are aceeași pălărie ca el. Pentru că urle de la mine.
Că domnișoara Nicu m-a împins mai devreme și mi-a căzut pălăria. Și-a furat ăsta. Da. Tu-i bre, pălăria înapoi. Arestați-l că mi-a luat pălăria. Bre, și eu sunt pe tramvai. Ia uite-l și pe ăla cu 4-5 animale după el. Da, mă, da. Cea mai mare. Păi mergi mă tale cu tramvaiul. Nu bre, că acum azi liber. Nu, da, am văzut-o și pe domnișoara îmbrăcată tot așa și și ea cu insignă. Și acum bilete din când în când. Știu că e plutonier, e plutonier. E grad de plutonier. A, noi dacă la Valentine cioca femei, nu prea știm cum. Da, bre. Hai să facem cumva, bre. N-a venit niciun acolo? Nimic. M-a mințit șeriful că avem, că vină, că hau, miau, îl găsesc pe strâmbul acolo. Păi, e corect. Da, el se îndreaptă, dar nu spre femei, spre ceva extravagant. Păi nu știu unde sunt cele mai multe, cred că aici sunt trei în Blackwater. Păi vorbeam cu vicele, că ar trebui să facem cumva ca toate femeile să fie distribuite în mod egal în toate departamentele. Că păi poate vreau și eu să mă însor, nu? Păi da, dar poate... știți că n-aveți voie cu cele din departament. Păi îmi dau demisia sau o dau pe aia afară. Aia da? Au mai fost una în poliție și ăsta a ajuns miner, săracu. Și ea cu el acum. Nu, l-a lăsat. Da, da. E cu vicele. Acum e cu vicele, da. Sarmale, bre. Sarmale, da, sarmale. De sarmale e vorba, de sarmale e vorba. De sarmale, bre, de sarmale e vorba. Nu eu nu știu cine e sarmale, dar așa o zis ea că e de sarmale. Da, nu e mă ea, nu cheamă Cristina pe fata asta. Ba da, ba da, ba da, ba da. Are țâțele mari. Bre, dar nu știu cază am fost sarmale? Nu știu. Mari de tot? N-a fost șerif adjunct aici, sarmale? Cine? Sarmale ăsta. N-a fost, păi de el e vorba. Nu e el, mă. Cristina e altă fată, cu altcineva a fost. Tot șerif adjunct? Nu. Păi de vorba era vorba de un șerif adjunct. Că dar e Gina, nu-i Cristina. Eu sunt mai mult. Gina Felea. Păi vicele spunea că e din asta îmblânzitoare de șerifi. A fost bre și cu... a vorbit și cu ea, bre, dar dacă doar așa n-a vorbit, fost. Dacă întrebarea. Sarmale? Păi știți când mi-a zis că mă împușcă? Ușor cu asta că e greu cu femeile. N-auzi, bre? Mă plimbam pe aici cu Gabriela, nu de la noi din secție, cea care e cu ochișorii. Știi, matale? Păi tot lumea e cu ochișorii, nu știu la ce te referi. Da, în fine. Cu o fată, Gabriela, mă plimbam pe aici și mă vede sarmale, era în capătul străzii, a început să fugă într-un suflet și să-mi zică... Ce cauzi mai aici cu Gabriela? Gabi, dar nu mă anunci pe mine că vii pe oraș. Și zic eu, dar de unde a fost mă la țară? La ce țară? Mam, ce tai pasul, du-te, mă. Ia pății, mă. Că nu a zis nimic, i-a zis ceva? Cred că s-a supărat. De ce te-ai supărat, mă, că nu ți-am zis nimic avere? De ce te-ai supărat? Nu ți-am zis nimeni nimic. Plecat. Bă, că vine înapoi. Dar voi nu simțeați un pic că sunt îndreptat spre treaba aia? Eu am crezut că e de la Andrei. Am înțeles. Ce drăguț să aude, mă? Îmi place. Ți-i zborotată? Eu am crezut că începe să tune sau ce? Că decolează mai un pic. Bă, e obișnuit să sufre în cea târnă. Băi, dar noi când am venit aici, ai spus că ce faceți pe aici, pe la noi? Cum adică pe la noi? Adică pe la noi, prin oraș, că eu aici m-am născut. Păi și eu la fel, sunt născut și crescut în Blackwater, dar cum adică pe la noi? Dumneavoastră nu sunteți mareșalul? Ba da, ba și da. Nu reprezentați, eu uite-o și pe ăsta, nu reprezentați toate secțiile? Nu. Cum nu? Eu reprezint departamentul de poliție, nu toate secțiile. Păi, departamentul din Valentine. Secțiile reprezintă șeriful, eu departamentul total. Păi da, dar de peste da. Tot gen. Păi da, și da, dumneavoastră, eu dacă vin în Valentine și sunteți acolo, așa. Tot la fel trebuie să ziceți, nu? Ce faceți pe la noi? Nu, tata, pe la noi mă refer la faza cu... pe la noi prin oraș, pe aici. Eu depind de aici, nu? E normal? Sasără șerif. La asta mă refer, tata. Am înțeles. Păi da. M-am trebuit așa, cu ce gânduri bune pe la noi. Am trecut și noi pe aici, că era plictiseală în partea aia.
Păi eu v-am zis. Și l-a luat până Gigi un ștergent în carici. Să treci neapărat de. Că nu poartă pălărie. Ce vrei? Ce mă? Ce vrei? M-a întrebat domnul dacă mai joci la barbut. Eu? Da. Eu n-am jucat niciodată la barbut. Vrei 6x6? Pe că 36 de glanțe aveți și dumneavoastră pe cartuș, nu? Da, cam așa, da. Nu știe, nu mai știe neapărat cu 6x6. Și să știu, da. Tabla mulțirii, băi. A, pe eu n-am făcut-o. 6x6 cât faci? Cât fac, ai vrut să zici? Aha. Dar în afară de 6x6, mă română s-a făcut sau doar matematică? Japonezi, eu zic japonez. Tu ești cu ea, cu ea, cu ea, cu ta, bă, da, ea cu Kitama, Miroshkiloții. Nu, e meci pune, ăla era vicepremier, parcă, nu? Da, ăla era. Ăla era? Salut. E bine taic. Asta, bre, ăsta ce e ăsta? E viking, dar e barba asta așa. Nu, tată, vrea să simuleze o bicicletă, are ghidon în față. E mă mai iau femeile de ele și mă trag de hățuri. Da. El face duelul, înțelegi? Pune una de o parte, una de alta și care trage mai tare, aia câștigă. A, da? A, da, să-i salugit așa, a? După atâta timp. E plin, e coadă la mine. Dar are regulă el. El le trag primele și după el trage al doilea. Ia trage și tu. Vrei să tragi și tu? Nu, e că nu mă bag de la de-astea. Ha, mă, trage. La pentru tine, domnul, am doar un hăț, dacă doriți. Te atras de el, mă bag eu. Se duce uleiul de pe mâini de la alea. Nu, că stau eu giuvandele. Știi ce sunt la giuvandele? Un fel de mănuși de fieles. E data de sărut să lunece mâna. Da, știu. Bravo, tăicuț. Ne ales pentru doamne, vrei? Da? Aha. Aveți și mărimi mari așa, gri. Erau mărășile. Și cu două, cum veni așa, ca și curelele, dar mai mici. E, nu. Și parcă avea degetele un pic tăiat. Hai, vrei să-l căutăm pe okay. Sergean cu treaba asta. Să trăiți, domnul, să aveți o zi minunată și domnul și la fel, colega, să trăiți. Salut. Hai, o să patrulăm un pic orașul ăsta. Nu cred că mai e sergentul până oraș. Tu și pe prostul nostru. Prostule, uite-ne aici, bă. Bă, te zici pe nume, bă, ca să... Asta e calupul, mă. Ce? Te zici pe nume, ca să... Ce zic? Lui, prostul Andrei, sau ce? Da, ca să ne bagi în seama, bă. Ca să ne observe. Andrei, ne auzi, mă? Mhm. Bă, cred că o pleca șeriful, mă, nu cred că mai e pe aici. Dar nu e ăla vărusul? Hai să întrebăm. Care? Care-i vărusul, mă? Ăla-i, nu vărusul? Nu e, mă, nu e, că era îmbrăcat în alb. Băi, unde alergați, băi? Băi, care barbă? Auzi? De aia din spate, vrei să zici? Nu te unea, Gigi, ce zici, pușcă. Că nu, că vorbeam un șapte. De aia din spate, că vrei să umble acolo? De aia, dracu. Nici n-am cu ce să mă bat. Bă, fix când am șocioara asta, fiorul. Toți banii din lume. Da, mă. Cred că ar trebui să ne retragem la noi în Valentine, ce ziceți? Arsene, da. Ești tu calul ăla frumos. Care mă trebuie să strâmb? Sărut mâinile, domnișoară. Mamă, m-am îndrăgostit. Aoleu, m-am îndrăgostit.
la femeile tine cu lanțuri și brățări. Măi, leu. Uuuu, stai că ăștia sunt ghi. Uite cum se duce căruța aia, zici că... Bre, 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 stați un pic, bre, 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 stați un pic. Mamă, văd căruța aia. E deja în față la secție. Mai bine... Stai mă, că vreau să întreb de lup. Bre, m-au zis, bre, stați un pic. Mamă, dar nu-i, nu-i văd, frate. Bre, voi vă... Îi văd aici, mă, unde-i vedeți, voi? Și eu îi văd aici. Tot aici sunt, dar cine știe pe unde sunt? Păi, m-ai auzit? Da, da, da. Bre, cu voi am vorbit în Valentine? De ce anume? De lup și de-astea, pantere și mai departe? Voi sunteți alu Colțal? Nu, bre, nu. Nu? Bine, o, oh, bună! Da, băi, cam asta a fost episodul până noaptea asta. Vă salut cu drag. Cine? Tu de aici, Iisus! Băi, mă, nu e tata lui!